Bună ziua, interneți, cum ar zice băiatul ăsta. O nouă reacție, o nouă ediție din cei 7 ani de masă. Vedem ce mai mănâncă oamenii și intervenim în caz că e nevoie. Haideți să vedem despre ce este vorba în ediția asta. Irina Petre ajunge în curtea familiei Adam, unde este întâmpinată de Paula și Gabriela, mamă și fică. Fata are 11 ani și 7 luni și este elevă în clasa a 5-a. Fata are visuri mari, vrea să devină fotomodel, dar se cam împiedică de obstacolele din farfurie. O prezentare mai bună nici că se putea, asta suna mai mult a rău-s decât a prezentare. Ar vrea să devină fotomodel, dar momentan o cam împiedică obstacolele din farfurie. Ce fac la micul dejun? Cereale cu lapte ori cereale cu corn? Cereale cu corn? Nu, deci lapte. Cu cereale sau corn cu ciocolată sau cu șampanie. Am înțeles. Cel mai basic mic dejun ever, cereale cu lapte. Bine, nu zic că nu e un mic dejun gustos neapărat, chiar dacă e basic, e gustos. Problema sunt cerealele folosite și cantitatea, adică uitați-vă puțin la bolul ăsta. Dacă noi vrem să slăbim, ăsta e scopul nostru, să fim pe deficit, bolul cu cereale de lapte, mă rog, cereale în ghilimele, ca alea, mă rog, nu sunt chiar cereale. Aia e ciocolată cu zahăr și cam atât. Și problema de fapt nu e că mănânci, nu știu, odată la săptămână, habar n-am, mănânci câte un bol din ăsta de cereale cu lapte. Nu asta e problema. Problema e dacă le mănânci constant în fiecare zi, acolo e problema. Aia e un fel de ciocolată expandată. Aici mănâncă, de fapt, un fel de ciocolată cu lapte. Eu am încercat să iau și cereale din acelea. Și nu mănâncă. Da. Păi normal. Pentru că nu sunt dulci. Dați-mi voie să vă prezint o alternativă de mic dejun care este dulce, dar este mult mai benefic din punct de vedere caloric și este gustos. Este vorba de un smoothie. Pentru asta aveți nevoie de un blender. Eu îl folosesc pe acesta de la Blendigo. Blendigo care este și sponsorul clipului de astăzi. Ce este Blendigo? Foarte simplu. Este un blender cu capacitate de 550 ml. Se încarcă prin USB-C și este mega avantajos că este portabil. Și îl puteți lua cu voi, de exemplu, la sală sau la muncă sau la școală, de ce nu. Încape destul de ușor într-un rucsac ca idee, deci nu o să aveți probleme. Are două viteze, este disponibil pe mai multe culori. Eu am varianta pe negru, din câte puteți să observați. Și dacă veți folosi codul Andrei, veți avea și 15% reducere din partea mea. O să vă las link în descriere și mai multe informații, să aruncați o geană. Cu plăcere! Până una alta, haideți să ne vedem de smoothie-ul nostru. V-am zis că facem un smoothie. Vom avea nevoie de, mă simt ca Jamila, dar real, avem nevoie de apă sau nu știu, acum depinde. De lapte de migdale. Dacă țineți foarte mult la numărul ăla de calorii, aș recomanda să puneți apă și noi o să facem fix același lucru, o să adăugăm 250 ml de apă. După care vom adăuga puțin ovăz. Eu îl folosesc pe acesta. Vom adăuga și după ochi ceva ovăz. După care avem mai multe opțiuni de fructe congelate. Eu folosesc fructe congelate. De exemplu, avem afene cu zmeură. Foarte, foarte bune. Mai avem aceste punguțe tot așa de fructe congelate. Aici avem banană, căpșuni, o sursă destul de bună, v-am zis, de antioxidanți. După care vom adăuga și o cupă de proteină. Acum depinde de preferință. Eu folosesc ceva cu fructe, cu zmeură mai exact, pentru că, na, fiind fructe cu alte fructe, se combină destul de bine. Ciocolată albă cu zmeură. Și nimic mai simplu, punem capacul frumos. Cam așa arată, cam așa e și textura, nu știu dacă puteți să vedeți, să nu dau eu pe jos. Și este dulce totodată, este dulce și este foarte gustos, repet. O alternativă mult mai bună de mic dejun, mi se pare, în loc de cereale cu lapte. Și partea bună la blenderul ăsta, v-am zis că este portabil și îl puteți lua inclusiv la școală sau la muncă, la sală, de ce nu. Și încă o dată, link în descriere, vă las către blender dacă sunteți interesați și o să aveți 15% reducere din partea mea folosind codul Andrei. Cu plăcere! Cheers! Revenim la clip. Inspecția frigiderului scoate la iveală mai mult decât este Paula dispusă să admită. Până la urmă, nu Gabriela își cumpără singură toate minunățile astea. Mamă, câtă ciocolată! Te rog, încă? Mama mia! Stai că tocmai am descoperit o vizuină de dulciuri. Când mergem la supermarket, cumpăr mai multe, dar... nu le mănâncă ea toate odată, dar cumpăr așa ca să fie. Ia ce e aici. Și bineînțeles, nelipsitele, minunatele sucuri. Deși multă lume crede că dulcele este fericirea copilăriei, realitatea este că nu s-a născut încă niciun copil cu nevoia de a mânca dulce. Aceasta este o nevoie indusă de părinți, care a dus la acumularea
undeva a unui exces de cel puțin 15 kg. În fiecare ediție din asta, fix același lucru îl menționez și eu. Nu e ca și cum copiii sunt de vină că se cumpără atâtea dulciuri în casă și sucuri și așa mai departe. Da, cu siguranță mai simți nevoia să mai ronțăi ceva, să mănânci ceva dulce, adică despre ce vorbim. Tuturor ne plac prostiile cum ar veni. Dar în același timp trebuie să existe un echilibru. Dacă ieri ai mâncat o ciocolată, astăzi mănâncă și tu un fruct sau fă-ți un smoothie. Simți nevoia de ceva acidulat, bea apă minerală sau nu știu, măcar ia varianta 0 la sucul respectiv sau măcar bea o doză și nu 2 litri. Și cumva trebuie să te asigure, sau mă rog, în cazul ăsta părinții cumva trebuie să se asigure că nu există alte prostii în casă. Că normal că o să fii tentat să mănânci lucrurile alea procesate față de un fruct sau ceva dacă cu asta te-ai obișnuit de mic. Te rezum la lucrurile alea basic, procesate, cu care, repet, ești obișnuit. De asta e bine să fim educați pe partea asta. Nu să fim stricți la modul ăla de să ne calculăm fiecare calorie, fiecare gram de mâncare, că nu mergem la competiții, dar nici să abuzăm de fast food și de ciocolată, de exemplu. Chiar tata e responsabil pentru toate mâncărurile nesănătoase din casa asta? Nu prea. Ia. De multe și mai mult și la fast food când este foarte foame și sunt mol. De 2 ori pe săptămână. De 2 ori pe săptămână. Asta e de la mama, de 2 ori pe săptămână. De la tata e de câte ori pe săptămână? 5, 7? 3-4 ori așa, chiar îmi vine în fiecare seară. Nu chiar în fiecare seară, deci da. De 4 ori fast food de la tata și de 2 ori fast food de la mama. În total avem de 6 ori fast food într-o săptămână. Săptămâna are 7 zile. Yes! Când eram eu mic, mulți oameni, inclusiv eu, probabil foarte mulți la fel și foarte mulți dintre voi, mâncam la fast food pentru că era ieftin și mult mai la îndemână. Da, mă rog, la îndemână este și acum, dar când vine vorba de ieftin, nu știu ce să zic. Dacă mi-aduc bine aminte, meniul de crispy-uri acum de la KFC e vreo 50-60 de lei, adică niște frigărui de pui poate cu o salată, cu ceva orez sau o carne, cu ceva orez sau o ciorbă, cu o supă, cu ceva cu așa, tot pe acolo în jur de 60 de lei pe acolo te costă. Mai mult sau mai puțin? 97 de grame. Da, 100 de grame cu tot cu ambalaj. Hai să vedem ce număr de calorii are. Adică ce cantitate de energie înghițim mâncându-o. Da, vă zic eu, în jur de 500-550 de calorii are o ciocolată din asta. Cam orice ciocolată de 100 de grame, pe acolo se învârte. Și cam orice pungă de chipsuri de 100 de grame. Și ca idee, un adult, un om în general, ar trebui să consume undeva la 2000-2500 de calorii pe zi. În funcție acum și de activitatea lui fizică, de înălțime și așa mai departe. Fetele, din câte știu, ar trebui să consume mai puțin. În jur de 1600-1800-2000 pe acolo, acum în funcție la fel și de nivelul lor de mișcare și așa mai departe. Ori dacă tu ai mâncat o ciocolată din asta de 100 de grame, deja s-au dus 500 de calorii așa. Ai mai mâncat o pungă de chipsuri, ai mai băut un litru de suc și practic ți-ai atins numărul de calorii zilnic. Demonstrațiile continuă în bucătăria familiei Adam și concluziile sunt din ce în ce mai înfricoșătoare. Asta atât ai pus la micul dejun, da? Da. 45 de grame de cereale, da? 26 de grame de zahăr. 230 de calorii. Într-o friptură de 230 de grame de vită sunt 230 de calorii. Sunt cam 400 de calorii, hai să nu exagerăm, sau mă rog, 300 și ceva. Acum depinde și ce de la vită, adică dacă e mușchiuleț de vită, dacă e antricot de vită. Mie, de exemplu, vita nu prea mă sparge așa pentru că mi se pare destul de grasă. Eu urăsc carnea grasă. Eu dacă am simțit grăsime din aia între dinți, între vai de viața mea, bă, urăsc, e ceva rău, nu pot cu grăsime. Mulți oameni, pe de altă parte, de asta mănâncă vită sau mănâncă pentru grăsimea aia. Eu și la ceafa de porc, frățioare, eu dacă am simțit grăsimea aia, s-a terminat, eu vomit direct. Colesterol. 10 mg de colesterol. Și mai mult grașe decât ciocolată. Deci nu o să cum mai poți să fii sănătos când mănânci aproape 100 de grame de zahăr pe zi? Pe zi. În fiecare zi. Dragilor, adunate toate, adunați-le voi și o să constatați că, de fapt, din astfel de ciuguleli dulci, nu numai că depășiți cu mult tot ceea ce este în exces ca număr de calorii, dar și ceea ce este toxic pentru corp. Nimeni n-a murit din ciocolată, nimeni n-a murit din așa ceva, nimeni n-a murit din așa ceva, cu o condiție. Ca asta să se întâmple, vorba colegului și prietenului meu, Alin, de câteva ori pe an. Wow! Da. Și lunar, dacă mâncăm, o dată
De două ori pe lună nu e foc. Dar când avem zilnic, e moarte pe care o luăm cu lingurița, pe care o luăm cu fiecare bobiță, pe care o luăm cu fiecare pătrățică de ciocolată. Mulți oameni se îngrașă fix din motivul ăsta, că nu se pot abține din ceva dulce, din ceva sărat. Și sunt bune, adică nu mă înțelegeți greșit, că și mie îmi plac și oronței tâmpenii și mie îmi plac tâmpenile, bă, dar nu zilnic. Hai că aici pui ce trebuie, pui ou, pui carne, pui zarzavat, pui prea multă sare, dar în principiu fără excesul ăla de sare care ar veni mai degrabă din nenorocita aia de bază, ar fi o mâncare bunicică până aici. Rămâne de văzut cum anume va fi și gătită. De ce să mâncăm ce e bun când putem mânca ce e dăunător, dar gustos? Nu știu ce pregătește mama aici exact, dar nu arată rău neapărat. O să vedem, dar îmi place chestia asta. Dar de ce să mâncăm ce e bun când putem să mâncăm ce este dăunător, dar gustos? Pentru că, unul la mână, nu există educație și, doi la mână, nu sunt prezentate și alte variante de mâncare și cumva rămâi în zona aia de confort pentru că sunt mai la îndemână lucrurile alea. Și, trei la mână, poate părea mai simplu și nu neapărat că pare mai simplu. Este mai simplu, este mai la îndemână să mănânci prostii decât lucruri mai healthy. Pentru că să fim serioși, nu știu, ești pe stradă, ți-e foame, primul lucru, ce vezi? O patiserie, o ceva, o din asta, ți-e un covrig, îți iei un, nu știu, strudel, o merdenea. Ai băgat două merdenele, ai un flamaț. Doar că merdenelele alea, da, au probabil și alea, amândouă 500 de calorii. A venit tata cu bunătăți? Da, dulciușa. Ai, da, mine, tocmai ce vorbeam, tocmai ce măsuram, tocmai ce arăta... Tata a lipsit de la lecție. Deocamdată, nu știu, după cine ați arătat, nu știu dacă mai o să mâncăm noi. Așa. Nu știu cum mai noi o să mai mâncăm noi mai, cum a zis, mă? Una peste alta, tata, în cazul ăsta, pare că a fost actor plătit. Adică mi-e greu să cred că a venit cu plasa asta pentru că așa s-a nimerit. A fost o simplă coincidență. Aveți încredere. Bine, nu e ca și cum nu se consumă treburile astea mai devreme sau mai târziu. Dar momentul în sine... Pare puțin tras de păr, adică care erau șansele, știi? Irina Petrea este definiția acțiunii. O scoate pe Gabriela în curte și o supune unui test ad hoc de mobilitate. E, mâna asta e cam flască. Încordează-o un pic. Încordează-o. Trage bine. Ce înseamnă cuvântul ăsta? E cam fleșcăită. Da? Încordează-o un pic. Chiar așa de greu cuvântul ăsta drept. Nu, e greu să nu poți să stai drept pentru că nu ai tonus muscular. Ce n-ai mai aia? Ești fleșcăită. Da, trebuie să ești mai faci. Ești ca o cârpă moale pentru că mușchii tăi nu sunt exersați, înțelegi? Ești ca o piftie dintre aia, așa. Aici abdomenul e 0 lei și 0 bani. Da, mușchii ca și inexistenți, da? Hai, și în partea cealaltă. Ea râde, dar nu prea e de râs neapărat și mă bucur că eu am fost cam printre ultimele generații care nu a crescut cu telefonul în buzunar sau cu tableta sau cu... Am ieșit cu bicicleta, ieșeam cu skate-ul, mă duceam la fotbal, alergam, mai cădeam, julitură, nasol, mă durea, am plâns, am făcut, copilărie, tată, adică am trecut prin toate. Și mă bucur că s-a întâmplat așa pentru că viața nu e rost și frumos, adică copiii din ziua de azi mi se par foarte soft pentru că nu au experimentat. Măcar dacă o dădeau părinții la un sport să, na, existe să fie implicată într-un grup, într-un colectiv, mai cunoștea alți oameni, alte fetițe, alte... Mobilitate foarte scăzută, tonicitate foarte scăzută. N-am înțeles? Asta este semn foarte serios de lipsă de activitate fizică. Ori dacă eu nu am flexibilitate la 12 ani în articulații, nu vă dați seama că la 20 de ani voi fi deja înțepenit? Deci ar putea să înceapă cu un mers pe jos, zilnic, ceva mai vioi. Și aici ar putea să facă exerciții din acestea de stretching, deci de întinderi, care sunt și foarte bune și, cum să spun,
pot fi făcute în aceste condiții. Și sunt perfect de acord cu aceste sfaturi și mă bucur că nu i-a sugerat să alerge și i-a propus să meargă pentru moment. Adică dacă tot avem telefoane, hai să le folosim și în scop util cumva. Deschidem și noi aplicația aia de pași și ne asigurăm că facem măcar 6.000 pe zi. Și ușor, ușor mai creștem 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 plus exerciții de stretching la fel în fiecare zi, 40 de minute o oră cu aia 6.000 de pași. Bă, deja e un plus, adică chiar e un plus. După jumătate de zi de observații amănunțite și calcule meticuloase, Irina Petrea prezintă primele concluzii familiei Adam. Până în acest moment al zilei, domnișoara a mâncat 1623 de calorii. Deci dumneavoastră mai poate să mănânce mâine dimineață. Și alea, 1600 de calorii, mai mult sau mai puțin acum, nici măcar n-au fost consumate din mâncare, a ronțuit tâmpenii și atât. Am mâncat acum un bol din ăsta de ciorbă, care bolul ăsta de ciorbă e efectiv, e inofensiv. Bolul ăsta de ciorbă are maxim 100-150 de calorii. Restul de 1500, să zicem, le-a consumat din bolul de cereale, din ciocolată, din croasante, din mâncare mai puțin. Adică și aia, mă rog, e mâncare, da? Nu e mâncare. Ar trebui ca ceea ce mănânci într-o zi, ca număr de calorii, și ceea ce consum, să fie mai puțin cu 500 de calorii. Adică să ard cu 500 de calorii mai mult decât consum. Ori iare de dat jos undeva la 15 kg. Nu știu cum să vă zic, dar e mai greu să arzi 500 de calorii din punct de vedere fizic decât să consum 500 de calorii. Adică ai mâncat o ciocolată, bam, 500 de calorii, știi? Dacă vrei să arzi la 500 de calorii, bă, cam trebuie să alergi așa o oră pe bandă. Acum, mă rog, depinde și de intensitate și așa mai departe, dar cam o oră așa trebuie să alergi pe bandă, în principiu. Nu este foarte clar cât înțelege Gabriela din toată această discuție, dar fata miroase că nu e de bine. Practic, când mănânci 100 de grame de zahăr pe zi, poți să spui că ai mâncat zahărul pe 5 zile. Azi. Deci în următoarele 5 zile nu mai mănânci nimic dulce. Ce să vezi însă, o să gătesc, că vreau să vă arăt, o supă de roșii și ardei gras la cuptor. Să vedeți că și în astfel de alimente putem găsi, ce să vezi, zahăr în mod natural. Ea e clar, adică fetița asta e la fel de încântată de ce zice femeia asta cum eram eu încântat să mă duc la școală. Cât despre supa minune de care ne zice Irina, doamna Irina, v-am zis, mi se pare ireal că sunt oameni care nu știu să facă diferența între ceva dulce natural fiind și ceva dulce procesat. Că și legumele și fructele pot să fie dulci și mulți oameni, v-am zis, au impresia, păi și alea sunt dulci și alea au zahăr. Nici alea nu-s bune. E zahăr natural, bă, ca să ajungi la 500 de calorii, probabil trebuie să mănânci 5-6 banane, adică, dar cine mănâncă 6 banane pe zi? Ori o ciocolată pe zi e mult mai ușor de mâncat decât 6 banane pe zi. Irina Petrea și mama s-au pus serios pe treabă. Pe Gabriela însă nu o scoți cu una cu două din ale ei. Da, mai poți? E cam somnul. Du-te dincolo atunci. Normal, că te ia somnul dacă nu faci nimic. Până acum nu dormea așa de mult, nu? Acum când am venit eu la apucat-o somnul, când e să o pun la treabă, nu? Da. Este foarte adevărat. De asta te ia somn, adică dacă simțiți așa oboseală, e fix de la telefon, la fix de la uitat, nu știu, la filme, la seriale, la te obosesc și alea psihic. Și oboseala psihică e mult mai gravă decât oboseala fizică. Când ești obosit psihic, nici nu prea poți să dormi așa, nu te odihnești cum trebuie. În schimb, dacă ești obosit fizic, bă, dorm ca un bebeluș. Busuioc, cine vrea, e aici. Da, mie îmi place, da? Busuioc. Sare eu nu am pus la copt. Busuioc tu nu vrei, nu? Cine vrea? Vrei puțin busuioc? Bă, real, fie vorba între noi, nu arată rău deloc toată treaba aia. Lipsește puțin usturoi. Adică, pe bune, unde-i usturoiul din treaba aia? Îi dă gust, îi dă și un pic de ulei de măsline. Și dacă cineva vrea, încă puțin... Nu, nu ți-am pus. Îmi pun eu. Încă puțin ulei de măsline, da, se poate adăuga. Iată, mă bucur că suntem, dacă zicești de un pic de usturoi, da măcar cu uleiul de măsline. Un pic acolo vorba aia, nu, ce să facă rău, nu face rău. O mâncare sănătoasă chiar poate să fie bună. Da, pe bune, nu credeam să aud asta din gura ta, dar mă bucur enorm. Da, deci Gabriela îi place mai mult decât ce gătesc eu. Important este să încercăm și să găsim acele feluri de mâncare
care ne fac plăcere și care sunt în același timp sănătoase. Asta e tot. 100% de acord din nou. Și sunt foarte multe lucruri gustoase. Lucruri gustoase, mai puțin calorice. Trebuie doar să ne informăm. Mulți, știi, au impresia că mâncăm sănătos. Păi ce înseamnă asta? Să mâncăm piept de pui cu orez și cu broccoli, de exemplu. Cam zilnic. Dar cum nu totul trebuie să se rezume la ciocolată și fast food, nici totul nu trebuie să se rezume la piept de pui cu broccoli. Dacă ne informăm un pic și căutăm și încercăm diferite rețete, diferite combinații, o să realizăm că sunt multe lucruri gustoase și mai sănătoase din punct de vedere caloric. Dacă ne informăm, doar că când intervine o zonă de asta de confort și nici nu se vrea, rămâi acolo în bula ta, păi mâncăm asta, mâncăm, cârnați cu cartofi, că asta mănânc eu de când eram mic și asta o să mănânc și acum. Foarte bine, dar mai încearcă și altceva. Vreau să văd că mergem pe jos, vreau să văd exerciții de stretching, pilates, ce doriți, de pe tutorial găsiți pe cât doriți. Că dacă nu, domnișoara, în loc să ajungă model, da, va ajunge XXL. Doamna Irina i-a dat bully. Doamna Irina i-a dat bully, mă, i-a dat bully, efectiv, ci că în loc să devină model, o să devină XXL. Boom! Bine pe roast, bine pe roast! Meniul recomandat Gabrielei este variat și conține mult pește, paste de orez și multe fructe pentru a-i potoli pofta de zahăr. Mișcarea va fi o componentă cheie, deoarece fata trebuie să meargă pe jos pentru început cel puțin o oră. Acum că au toate informațiile și planul de acțiune este trasat, haideți să ne uităm un pic pe acest plan alimentar. Avem așa 7-30 fulgi de porumb sau ovăz neîndulciți, un iaurt simplu, 2% grăsime, colingură de afine proaspete. La 10-30, asta mi se pare absolut insane, 3 caise și 3 migdale neprăjite. Nesărate. Cum mă, 3 migdale? Hai, 3 caise, ok, dar cum 3 migdale? Stai așa un pic, că pasta nu... Și de ce să renunțăm complet la ce mâncam înainte? De asta nu se țin oamenii. De diete, de dietă. Ce mai avem? 13-30 pește la cuptor sau la grătar și salată verde cu lămâie sau legume la cuptor. 16-30 o felie de pepene sau un pahar de chefir. Și 19-30 paste de orez, 50-60 de grame cu sos de roșii și legume la cuptor sau legume sotate. Adică pe ea ronțăirile au îngrășat-o și pungrașe și dulcele și nu mâncarea în sine. Ciorba aia de a mâncat-o aia era super în regulă. Și foarte, foarte, dar foarte important să se evite mâncatul ăsta așa, pe fond de mâncatul ăsta emoțional, așa, știi? Pe fond de stres, din plictiseală, anxietate și lucruri de genul, pentru că sunt foarte mulți oameni care mănâncă fix din motivele astea. Și acolo intervine mișcarea, intervine sportul, intervine, habar n-am, cititul, activitate, ceva, construiește un Lego, ocupă-ți mintea, ieși în natură, plimbă-te. Adică cum scap de anxietate, de lucruri din astea, de plictiseală, de ieși afară sau fă altceva sau ca să nu... Conform recomandărilor, Gabriela primește în această dimineață un mic dejun cum nu se poate mai sănătos. Iaurt cu cereale de porumb și afine. E bună? Delicatese. Aici și-a un sătul 40 de grame, da? Până când se... Vin, o să vezi dacă vrei. Până când se face 40 de grame. Porția de fulgi la micul dejun era de 30 de grame, nu de 40 de grame. Câte afine am voi, mămica mea? Doamna Irina... Bă, nu suntem de acord aici. Mi se pare că sunteți un pic cam strictă, doamna Irina. Adică mai întâi 3 migdale, o lăsați să mănânce, cum 3 migdale, pe bune. Și acum facem figuri la 10 grame de fulgi de aia de porumb în plus. Bă, 10 grame, nu merge, nu se, fetița asta nu se duce la competiții. Arată delicios. Cum e? Am un like. Deci am un like, nu? Rețeta asta e de nota 11. Mâncarea sănătoasă, să știi că e și bună. Săraca fetiță, bă, pare că a amenințat cineva cu pistolul la tâmplă. Pare că era cineva în spatele camerei, o aștepta acolo cu, cureaua. Dacă nu reciți treaba asta că și mâncarea sănătoasă este gustoasă... Și s-a panicat un pic și... Trebuie să te obișnuiești să mănânci mai puțin zahăr. Adică fără corc cu ciocolată. Fără ciocolată. Mama, nu prea mai pot.
Bine, gata, oricum ai mâncat-o pe toată, ce să mai mănânci parfum? Să-ți fie de bine, iubita. Mulțumesc, mea. Eu am recomandat un borcanel mic de iaurt, asta însemnând 125 de grame de iaurt. Acolo au fost undeva la 250 de grame de iaurt. Fiind prima zi, cred că s-a exagerat puțin cam mult. Adică să-i scoți ochii mamei sau unui copil că a mâncat cu 10 grame mai mulți fulgi de porumb decât era cazul, sau că a mâncat cu 50 de grame mai mult iaurt decât era cazul, da, mi se pare puțin exagerat. Hai să apreciem totuși faptul că este dispusă să încerce și alte lucruri noi, adică mie mi se pare de apreciat asta. În cealaltă parte a Bucureștiului, Paula și Gabriela au ieșit să facă mișcare, în ritmul lor. Deci din 2 km mai avem doar 100 de metri, practic. Deci dacă fugeam, nu mă oboseam așa de tare. Ba nu, dacă fugeai, te oboseai mai tare. Uite, 3,4. Am reușit! Ai reușit, da. Am reușit! Da, ai reușit. Ai văzut? Asta cu mersul printre străduțe, printre, bă, mi se pare extraordinar de trist. Adică chiar nu exista un parc pe acolo prin apropiere. Mersul ăla printre mașini așa, printre străduțe, adică hai să ne conectăm un pic cu natura. Păsărele, să alergăm printre... Mai frumos așa natură decât mașina asta, ce... Și adevărul e că după 3 km fetița asta aproape gâfâie ceva. Se vede condiția fizică. Eu cred că cel mai mult în viața asta am mers 33 de km și am făcut un traseu pe munte. Mă rog, am mers 33 de km pentru că ne-am pierdut ca idee. A fost o experiență destul de nasoală și bă, 33 de km urcat și coborât pe munte. Adică 33 de km nu drept, știi? E o diferență extrem de mare între mers drept și urcat și coborât pe munte. Pentru că la un moment dat când cobori, mie de exemplu mi se pare, și urcatul e ca dracu, dar coborâtul pe munte, aia acolo mi se pare, bă, te ard genunchii de te piși pe tine. Să se vadă și părul ăsta frumos. Bravo, iubita. Bravo! Ai un like de la mine. Ești cea mai frumoasă fetiță. Din punctul meu de vedere, această motivație de a te transforma într-un model este absolut minunată. Pentru a deprinde de timpuriu în viață, să mănânci cu măsură, să mănânci sănătos, să faci sport. Super! Ține-o așa! Și îți dorim să ajungi cândva model. Nici modelele, v-am zis, nu mai sunt chiar ce au fost, adică modelele acum sunt și plus size, cum ar veni, știi? Bine, fie vorba între noi și concepția de model de acum 20 de ani, 30 de ani, o dădeau în anorexie, nu în modele. Modelele de atunci, adică concepția de model de acum 20-30 de ani și aia mi se părea extraordinar de exagerată ca idee. Mai mult de nevoie decât de voie, Gabriela reușește să dea gata jumătate de caise. Te era poftă de caise, nu? Pare că le mănâncă mai mult de dragul camerei, adică nu o să vă mint. Pare că le mănâncă așa un pic în scârbă. E super! Ești cea mai frumoasă fetiță. Dragi părinți, trebuie să fim și realiști. Altfel riscăm să supradimensionăm ego-ul copiilor noștri și la primul eșec sau semi-eșec să se ducă toată această stimă de sine să se desumfle ca o gogoașă dintre aia desumflată. În cazul ăsta foarte adevărat, deși cumva e normal să îți încurajezi copilul, pentru că, na, în fond și la urmă e copilul tău, vrei să-l susții, vrei să-l încurajezi. Dar în același timp, hai să rămânem cu picioarele un pic pe pământ, știi? Hai să fim și realiști, pentru că după aia îi creăm o realitate falsă și în momentul în care lovește un pic viața peste cap, nu o să fie bine. Ești foarte frumoasă, ești superbă, mamă. Ești cea mai frumoasă fetiță. Și acum te uiți la mine. Așa, foarte bine. Super. Eu mi-aș pune niște poze, mi le-aș pune așa, mi le-aș lipi de perete și mi-aș pune cu roșu, așa, mi-aș încercui cu roșu burta de care aș vrea să scap. Să fie așa, mă, plată. Gata, iubita. Bravo. Burta ca burta, bă, tată, dar ce părinte își pupă copilul pe gură, mânca vași gura voastră, vorba aia. Bă, și am mai văzut chestia asta, v-am zis, nu știu, sau nu știu dacă v-am zis, aveam și eu un coleg în generală, venea mă să-l lua de la școală, îl pupa pe gură. Ce mă faceți asta, vă rog eu din suflet, adică mi se pare atât de weird ca părinte să-ți pup copilul pe gură, Doamne ferește. Eu înțeleg că-l iubești ca asta, dar nu-ți pup copilul pe gură, mi se pare... Nu, hai să nu. Și ceva ai depășit cu un minut.
Bravo! Bravo! Ai depășit cu un minut. Începutul e mai greu și dacă se vor ține de treabă, și mama și fiica vor avea de câștigat, iar tatăl va avea mai mult de admirat. A sunat puțin weird și treaba asta, dar adică și tatăl ar putea să facă mișcare. De ce să se bucure? Adică femeia ce nu poate să se bucure de pătrățele lui? E de apreciat că mama totuși se implică și face mișcare cu fetița, știi? Adică chiar se implică inclusiv cu mâncarea. Adică mănâncă, din ce am văzut așa per total, mănâncă aceleași lucruri cu fetița, face mișcare odată cu ea. Which is nice. Adică pentru început chiar este de folos. Doar că, mă rog, nu părintele ar trebui să facă chestia asta neapărat. Ar trebui să aibă prieteni cu care să iasă și să nu. Da, și în mare parte cam asta a fost. Pare că s-a ținut așa cât de cât de treabă și a mâncat pește, a mai mâncat pește la un moment dat, a mai făcut exerciții. Dar asta doar pentru că a fost mama acolo lângă ea și a sprijinit-o. Adică respect pentru mamă. Dar, încă o dată, repet, mama nu o să fie lângă tine acolo de fiecare dată. Nu o să... Cam atât. Ca o concluzie, beți apă, face sport, odihniți-vă și voilà!